Privită de mulți ca o uriașă surpriză, accederea formației CSS Giurgiu în sferturile de finală ale Cupei României este caracterizată de cei care au făcut posibil acest lucru, drept o încununare a determinării antrenamentelor fizice și a eficientizării relațiilor de joc. S-au legat relațiile de joc foarte bine și oricum toată pregătirea pe care am avut-o cu domnul antrenor a fost una foarte bună și a fost foarte grea, credeți-mă. Am alergat enorm, toată echipa a dat absolut totul, ne-am antrenat ca la carte. Antrenorul Chris Terrel afirmă că echipa a trecut peste euforia generată de cele trei victorii înregistrate în cupă și că în acest moment toată atenția este îndreptată spre Gazmetan Mediaș, o echipă valoroasă care luptă în acest sezon pe mai multe fronturi. Right now our focus is solely on Mediaș and we know that they're a team that competes internationally. They competed last night in Russia against one of the top teams in the Premier League there, and we respect our opponent. We know that they're a quality club, and we're just going to focus on them right now and not get too far ahead of ourselves. Cătălin Vlaicu, extrema de forță a giurgiuvenilor, a recunoscut faptul că ardelenii reprezintă o formație puternică, însă pentru a câștiga la Giurgiu vor trebui să lupte din răsputeri. Este într-adevăr o echipă mare, o echipă care se bate la primele trei locuri în fiecare an. Să sperăm că vom produce surpriza și nu va fi neapărat o surpriză, pentru că și noi ne antrenăm și muncim foarte mult și va trebui să lupte ca să obțină victoria aici la noi acasă. Noul capitan al Lupilor, Derek Thomas, susține că pregătirea fizică și altruismul de pe parchet reprezintă atuurile celor de la CSS Giurgiu. I say the stamina and how we work well together as a team. Nobody on our team is selfish. That's the key to us winning games. Din discursul reprezentanților de la CSS nu aveau cum să lipsească fanii, Chris Terrel susținând că aceștia au fost fantastici în jocurile din Cupa României și că pătrunderea în sferturile competiției li se datorează și lor. Tehnicianul formației giurgiuvene alături de basketbaliști și ceilalți oficiali contează și noua stagiune pe suporterii care sunt așteptați să umple până la refuz sala Chauncey Hardy.